Caz șocant într-un spital din Craiova. O femeie acuză personalul medical că i-ar fi jignit și umilit bunica în vârstă de 84 de ani, care nu se poate deplasa singură deoarece a fost amputat piciorul. În urma unei plângeri formulate de femeie, unitatea medicală a deschis o anchetă internă. Bunica mea este internată la clinica de chirurgie. După câteva zile de internare a trebuit să-i se amputeze piciorul. A fost luată din salon și dusă ca să-i se facă un EKG cu targa. Doamnele asistente, infirmiere, au încercat să o dea jos de pe targă, să o pună pe un scaun. Iar acela a fost și momentul în care a început calvarul pentru bătrână. După ce a fost căpată pe jos, femeia a fost pur și simplu batjocorită de personalul medical. Dânsele ar fi început să-i vorbească foarte urât, pentru simplu fapt ca să încerce ea să se ridice singură de pe targă. Ea neputând, fiind, vă dați seama, cu piciorul amputat, că au luat-o din pe targa respectivă și ar fi aruncat-o într-un pat, în patul ei, ca pe un sac de gunoi. Fiica bătrânei își caută acum dreptatea, iar în acest sens a depus o sesizare prin care cere conducerii să ia măsuri. Am făcut o sesizare la managerul spitalului, unde nu am fost contactată până în prezent, și mai departe așteptăm să vedem ce se poate. În plus, femeia a informat medicul care se ocupa de cazul bunicii sale și managerul spitalului despre cele întâmplate. Ulterior, conducerea spitalului a transmis că va desfășura o anchetă internă, în urma căreia va lua măsuri. Am aflat de această sesizare, ea își urmează cursul firesc, a fost depusă și transmisă către Comisia de Disciplină și Comisia de Etică pentru cercetarea celor acuzate în respectiva plângere. Rămâne de văzut ce va stabili în urma anchetei conducerea spitalului și dacă acest caz va fi preluat ulterior de autorități. În cazul în care se dovedește că personalul medical a acționat în acest fel, persoanele implicate în incident vor fi sancționate după cum prevede legea.